Și tratament în medicina dentară. Mai multe detalii vom afla de la domnul doctor, director executiv UNAS, Alexandru Grezoescu. Câți dentiști români așteptați la acest congres? Dacă fac o adunare simplă, câți medici s-au înscris până acum, de când am anunțat și am depășit 1000 de medici, cred că și anul acesta vom avea o participare în jur de 1800-2000 de medici la acest congres. De ce spun acest lucru? În fiecare an, în funcție de temele congresului, medicii participanți la congres sunt un număr din ce în ce mai mare. Anul trecut, spre exemplu, am avut un număr de în jur de 1800-1850 de participanți. Când spun participanți, sunt cei plătitori de taxă de congres. Pentru că numărul participanților poate să fie de obicei mult mai mare. De ce spun acest lucru? Au acces gratuit medicii pensionari, au acces gratuit studenții, deci numărul persoanelor care participă la acest congres este mult mai mare. Eu mă refer acum numai la medicii plătitori de taxă de congres. Deci până acum avem înscriși peste 1000 de medici la congres. De obicei, în zilele congresului, rata de participare este iar destul de mare. Câteva sute, și când spun câteva sute, mă refer la 700-800, chiar pe perioada congresului. Deci, ținând cont de acest lucru, sperăm la o participare de data aceasta destul de mare a medicilor. Veți prezenta lucrarea componentele imagistice dentare, instrumente de lucru și documente medico-legale în sprijinul activității medicului dentist. Ce vreau să vă întreb, în ce măsură radiografiile dentare sunt folosite actualmente ca documente medico-legale? Imagistica și-a lărgit foarte mult baza ei de activitate. Ea venind în sprijinul medicului dentist cu documente care sunt necesare din mai multe puncte de vedere. În primul rând, cu cât aceste imagistici, care sunt reprezentante de radiografii, ortopantomograme, tomografii, kineziograme, fotografii, toate aceste elemente, componente ale imagisticii, le ajută pe medicul dentist, în primul rând, să pună un diagnostic complet. Deci, cu cât gama mea de investigații imagistice este mai mare și mai complexă, cu atât calitatea diagnosticului meu este mai bună. La ce îmi folosește? Păi dacă eu pun un diagnostic corect, atunci trebuie să fac și un plan de tratament care să corespundă diagnosticului. În clipa în care am făcut acest plan de tratament, eu trebuie să îl comunic conform legii pacientului. Deci pacientul trebuie să înțeleagă de ce afecțiuni suferă, care e diagnosticul lui și care sunt metodele prin care eu pot să-i rezolv problemele pacientului respectiv. Asta odată. Și el trebuie să-l înțeleagă și să-l accepte sau să nu-l accepte. Este problema pacientului. Datoria mea este să îi pun la dispoziție un diagnostic corect și un tratament corespunzător. În al doilea rând, pe parcursul tratamentului, eu trebuie să mă verific dacă evoluția calității tratamentului meu este corespunzătoare. Și atunci, tot cu ajutorul acestor tehnici de imagistică, eu pot să-mi controlez calitatea tratamentului. Și în final, eu trebuie să-mi verific tratamentul meu dacă este corespunzător sau nu. Toate aceste documente, de la începutul tratamentului, după parcursul tratamentului și de finalul tratamentului, rămân ca documente medico-legale. Deci în clipa în care un medic, dintr-un motiv sau altul, prezintă o nemulțumire apropo de tratamentul care l-a făcut pacientului. Pacientul sigur că se adresează unei comisii de disciplină, spune că este nemulțumit de calitatea tratamentului. Cum poate demonstra un medic că el i-a pus un diagnostic corect și a făcut un tratament corect dacă nu are aceste documente? Deci am considerat necesar astăzi, când aceste tehnici de imagistică s-au îmbogățit foarte mult, când au avut centre de radiografii sau de imagistică, să fiu mai clar, foarte moderne, este păcat ca noi să nu profităm de ele. Și atunci am considerat necesar să punem la îndemâna medicului dentist
nu? Aceste instrumente imagistice pe care le poate folosi cum dorește. Dar trebuie să le știe, să știe la ce îi folosesc și cum îl ajută. Inclusiv să se apere. Inclusiv să se apere. Ăsta este, dacă vreți, tema conferinței pe care mi-am propus anul acesta, pentru că interesul nostru, în primul rând de la colegiu, este să ajutăm medicul dentist să aibă ca documente pe tot parcursul tratamentului calitatea pe care el trebuie să o facă atât din punct de vedere diagnostic cât și al terapiei. Care anume din aceste tehnici nu le avem, nu există în România, dar există în străinătate? Toate există în România ca și în străinătate. Deci nu mai este la ora actuală nicio tehnică de investigație imagistică pe care România să nu o dețină. Important e ca medicul să le cunoască. Deci medicul trebuie să știe ce are la îndemână din domeniul imagisticii. Nu numai radiografia. Deci toate aceste metode imagistice, noi încercăm să le punem la dispoziție, să-l conștientizăm că ele există. Trebuie doar să le folosească util. Adică nu la toți pacienții folosesc toată această gamă de investigații. Este funcție de diagnosticul prezuntiv și atunci pentru a-mi putea certifica diagnosticul cer anumite investigații. Ca în orice domeniu al medicinei. Deși în domeniul nostru, pe măsură ce eu constat că tratamentul, că diagnosticul este mai complex, atunci eu trebuie să am la dispoziție diverse modalități imagiste pe care pot să-mi precizez diagnosticul meu. Deci, la ora actuală, tot ce este în străinătate există și în România în ceea ce privește imagistica. În cadrul congresului, Societatea de Parodontologie va organiza o conferință pe tema achiziții moderne privind monitorizarea și orientări terapeutice în bolile parodontiului marginal. În ce măsură parodontologia este o provocare actuală pentru profesionistul român? Societatea de Parodontologie din România este membra Uniunii Naționale a Asociațiilor Stomatologice. Aceasta este cea de-a patra conferință pe care Societatea de Parodontologie o face pe timpul congresului UNAS-ului. Problemele de parodontologie sunt destul de importante și ele afectează un mare procent al populației. Este bine ca medicul care face parte din Societatea de Parodontologie să știe la ora actuală care sunt metodele moderne de profilaxie și tratament în acest domeniu foarte clar. Ăsta este și motivul pentru care la nivelul Colegiului Național al Medicilor Dentiști din România s-a luat hotărârea împreună cu Ministerul Sănătății de a crea ca specialitate parodontologia în România, ceea ce nu era până acum. Deci, atât că problemele parodontale reprezintă o preocupare atât din partea Colegiului Medicilor cât și a asociațiilor profesionale și considerăm benefică introducerea specialității de parodontologie pentru ca medicul care dorește să se perfecționeze în acest domeniu să poate să cunoască care sunt metodele moderne de diagnostic și tratament în acest domeniu foarte larg al parodontopatiilor. La această ediție se va relua decernarea premiilor de excelență în medicină dentară. Veți acorda 6 premii. Care sunt candidații pentru aceste premii? Candidații nu pot să vi spun acum, ele vor constitui o surpriză și pentru medicii participanți. Ei nu au fost stabiliți întâmplător. Spre exemplu, noi am declanșat în urmă cu 3 ani aceste premii, din diverse motive ele au fost întrerupte timp de 2 ani de zile și am considerat necesar și util să le reluăm anul acesta cu cele 6 premii de excelență. Pentru desemnarea candidaților am adresat asociațiilor profesionale membre ale UNAS-ului din țară să ne propună candidați pentru fiecare din acest premiu de excelență. Propuneri însoțite de CV-urile fiecărui candidat. Și o comisie de la nivelul conducerii UNAS-ului a analizat toate aceste propuneri și a stabilit, după criteriile, dacă vreți, în funcție de fiecare premiu, care vor fi nominalizările pentru aceste premii. Ele vor reprezenta o surpriză, nu vi le pot spune acum. Vă invit cu mare plăcere la deschiderea congresului nostru, președintele UNAS-ului, profesorul Horia Traian Dumitriu, care este și președintele Societății de Parodontologie, va mâna fiecare premiu candidaților sau medicilor care au fost stabiliți pentru a se bucura, dacă vreți, de acest. Sigur, este un
un mic, dacă vreți, omagiu adus muncilor de multe ori de o viață pe care fiecare medic a depus-o în cabinetul lui, atât în slujba pacienților, cât și în slujba, dacă vrei, a profesiei noastre.